Salutare și Hristos a înviat! E o zi frumoasă de primăvară, iar aici la Iuliu Simon Suceava are loc un eveniment care are legătură cu ceea ce vedeți cel mai des pe acest canal. E vorba de Retro Parada Primăverii. Este un eveniment ce reunește cei mai mulți colecționari de mașini de epocă, sau mai puțin de epocă, mă rog, mașini ceva mai vechi, în care s-a investit multă pasiune. Vom face cunoștință cu câteva dintre exponatele acestei expoziții în minutele următoare. Așa că bine v-am regăsit, Gabi Marian sunt. Una dintre cele mai vechi exponate ale acestei expoziții este acest Ford din 1959. Este un Ford Ranger, dacă nu mă înșel. O să vedem imediat ce scrie acolo în descriere. Este probabil una dintre cele mai arătoase mașini de la această retroparadă. Iată, e genul de mașină pe care o vezi de obicei în filme. E o mașină foarte spațioasă și e într-o condiție impecabilă, aș putea spune eu. Așa arată mașina, iată, în acest două tonuri crem și roșu, niște stopuri impunătoare, cum de altfel ne așteptam să întâlnim la o astfel de mașină. Și iată, probabil și numărul de înmatriculare original în acestei mașini, pe care, desigur, o întâlnim în mod special în Statele Unite ale Americii. Un portbagaj imens, nu știu câți litri, dar cu siguranță cred că ai putea să dormi aici fără probleme, nu-ți mai trebuie camper. Da. O mașină așadar foarte frumoasă, ce merită văzută dacă o veți mai putea întâlni și la alte astfel de evenimente. Suntem la Retro Parada Primăverii, ediția 11-a, la Iuliu Simon Suceava și vorbim chiar cu cei care se ocupă de organizarea acestui eveniment, domnul președinte, și cei cu care o să facem cunoștință imediat. Domnule președinte, vă felicit încă o dată pentru acest eveniment, care, iată, anul acesta a adus și ceva noutăți față de anul trecut. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre acest eveniment. Da, bună ziua! Retro Parada Primăverii se organizează la nivel național, în toate județele țării, în luna aprilie și mai. Fiecare își alege data din calendar. Suntem la 11-a ediție și ne bucurăm de o prezență foarte, foarte bună și soarele și timpul ține cu noi. Trebuie să spunem celor care ne urmăresc că dumneavoastră aveți acolo un exponat, este și cel mai vechi. Este un Jaguar, eu atât pot să vă spun despre el, mai mult vă rog să spuneți dumneavoastră. Da, este un Jaguar MKV, adus din California, care l-am adus acum 4 ani. Este cea mai veche mașină participantă la această expoziție. Restaurarea a fost făcută pe plan local și a durat aproape 2 ani. În continuare mai aveam un Zinger din 51, o mașină englezească. Are și o istorie mai tot prin America și Olanda și mai avem un Ford în premieră din 59. Da, l-am filmat separat Fordul acela, dar Zingerul, spuneți-mi, are legătură cu mașinile de cusut cu același nume? Nu. Toată lumea pune și întrebare. Nu. A fost o firmă îngăzească care a făcut acest model 4 ADS-te între 49 și 53. Practic, fiind o mașină îngăzoasă, trebuie să fie cu volanul pe dreapta, dar ele au fost făcute special pentru armata americană. Asta până în anii 70 în America, după care
la un colecționar din Olanda, de unde l-am preluat eu. După război a rămas multe materiale, a rămas fer, aluminiu și lemn. Mașina este construită parțial din aluminiu, parțial din fier și parțial din lemn. Am înțeles. La vremea aceea cred că se punea foarte mult lemn, nu numai în decorațiuni, dar și în structura mașinii, pentru că asta era tehnologia de atunci. Haideți să povestim puțin despre Jaguarul dumneavoastră. Trebuie să le spunem celor care ne privesc că aveți și un Plymouth pe care anul acesta l-ați lăsat un pic să se odihnească. Da. Știți că de obicei cei care mă urmăresc pe canalul meu mă întreabă despre mașini, cât consumă, dacă mănâncă ulei și așa mai departe. Aș vrea să mă întreb dacă acest Jaguar mănâncă ulei. Orice mașină veche consumă un pic de ulei, este și normal să consume. Dar asta, participăm rar cu ele și nu cred că este o problemă, un pic de ulei. Așa sunt făcute să funcționeze, să consumă un pic de ulei. Dar consumul de carburant cam pe unde se situează? N-aș putea să vă spun exact. Unii zic 24, la asemenea mașini și problema consumului. Nu mai este problema consumului. Am înțeles. Păi, sigur, e vorba de pasiune, în primul rând, și atunci nu se mai pune problema de investiții, de câți bani. Este un motor de 3 litri jumătate, 6 în linie, cu două carburatoare sincron. Consumă. Este o informație clasificată. Da. Mașinile retro, nu trebuie să pui întrebarea cât ai dat pe ea sau cât consumă. Asta e cea mai mare greșeală. Bine, glumim. Da, de altfel, nu trebuie să întreb cât ai băgat în restaurarea lor, nu? Nu se pune asemenea întrebări, pentru că e o pasiune și aia nu contează câți bani bagi sau să scoți un profit, oricum nu scoți profit. Dar Profitul e în interior, în suflet, nu? Așa este, merge la inimă direct. Bun, domnule președinte, mergem că și către ceilalți invitați. O să rog să se prezinte pe următorul invitat. Cum vă numiți? Bună ziua! Bună ziua, mă numesc de Radio Constantin. Particip a cincea oară anul ăsta, deci sunt mai tânăr membru al clubului, cu un MDB din 72, o mașină englezească construită pentru, normal, trebuie să-i volan pe dreapta, dar tot așa e făcută pe America. Sunt unic cu proprietar și pe Europa. Deci am adus-o de acolo, restaurarea a durat în jur de un an de zile. Ca să parafrazez pe colegii mei, mă costă mai puțin decât soția și mai mult decât mine. Este o pasiune care nu se poate măsura nimic în ea. Nu se poate cuantifica, pentru că dacă stai să faci socoteli... Deci nu există. Deci în fiecare an ai de făcut ceva, faci cu drag, particip cu drag. De evenimentul ăsta l-așteptăm de amploarea care acum, cred că de 3 ani de zile. Domnul președinte, din 2019 n-am mai fost de așa amploare. Păi, suntem mulți participanți, observ cu plăcere de la an la an, fiind mai tânăr, dar foarte mulți pasionați. Deci cred că suntem din Moldova, suntem cel mai, cel mai mare cluburi, cu număr de membri activi, participanți. Deci e singurul loc unde ne întâlnim, discutăm de mașini, nu discutăm de altceva. Păi foarte bine, nici n-aveați de ce să discutați. Domnule președinte, de obicei discuțiile când se întâlnesc, ori se laudă, ori se... Deci aici efectiv suntem toți egali, frumoși și eleganți. Foarte frumos spus. Domnule președinte, câți împătimiți ai restaurărilor de mașini vechi ați strâns de când organizați aceste ediții ale Retro Paradei Primăverii? Ce pot să vă spun, astăzi sunt peste 70 de mașini participante. Ne-au venit colegii de la Botoșani, au venit colegii de la Vaslui, au venit colegii de la Neamț, pe care vreau să le mulțumesc. De asemenea, trebuie aduse mulțumiri conducerii Iulius Mol Suceava, pentru că în fiecare an ne găzduiește necondiționat și ne sprijină foarte, foarte bine. Este un mare lucru să ai locație ca aceasta. Da, într-adevăr, locația este foarte bună. Haideți să mergem și către
Un nou invitat, un alt participant la această expoziție, domnul? Romaniu Gărel, sunt vicepreședintele și mâna dreaptă la domnul Iulian, care ne sprijinim unul pe altul în organizarea acestui eveniment. Pot să spun că de la bun început, din 2011, sunt alături de domnul Iulian. Atunci a avut loc în fața prefecturii Suceava și ca număr de mașini au fost numai vreo 10-11 parcate atunci la timpul ăla. Deci acum suntem în 2022, deci avem la acum vreo 70 de mașini, deci e un lucru foarte bun. Eu sunt prezent aici cu, să zicem așa, Gama Trabant. M-a dus câteva exemplare. Le-am filmat acolo. Da. Prin de care un Trabant, să zicem așa, un P60 din anii 64, cel mai vechi Trabant. Spuneți-mi culoarea. Păi ăla e ros cu cremă. Da, da. La care copiii se atras el. După avem un Trabant Cabrio, care în țară este singurul omologat Cabrio din 601, care iar este foarte frumos. Un Trabant galben, unul albastru, sunt mai multe acolo prezentate. Ne bucurăm că vremea ne ajute. Aveam așa un pic stresul că dacă zilele trecute aici pe la Suceava au plouat, azi chiar ne-au ajutat și vremea frumoasă, însorită și avem foarte mult. Și ne bucurăm că tineri, foarte mulți tineri prezenți și care, mă uitam acum, a venit cineva de la Iași, un băiat cu o Lada, 1500, care povestea cu acționată din Onești, la un bătrân. Spunea că el s-a implicat și a recondiționat-o cu ajutorul prietenilor și a dus-o la standardul de acum, da, foarte, foarte frumos arată, la 2500. Foarte multe mașini frumoase, vă rog. Clubul din Suceava, în premieră, are la nivel național, cum zice, la Clubul Retro Mobil Club România, doi membri în diferite secții. Vorbim de Viorel Romaniu, care este în conducerea secției pe România la Trabant, și bombim de Bogdan Amarande din Fățicer, care este la secția Olsir. De asemenea, l-avem aici între noi și pe președintele secției Ford pe țară, domnul Narcis Aprodu de la Vaslui, invitat de onoare. Dumnealui are acel Ford, nu? Eu am un Ford Sound din 1963, așa numitul Cada de Baie, un Ford beige în stare de funcționare, acum am venit cu o Dacia. Am onorat invitația filialei Suceava, Retromobil Club România. Este eveniment organizat de Retromobil, Retroparada Primăverii, toate filialele, adică marea majoritate a filialelor se organizează și am fost onorat să vin la dumneavoastră aici la Suceava. Vă mulțumim azi pentru prezență. Așadar, aș dori să adaug că am venit și cu niște numere de înmatriculare. În cadrul secției Retromobil există secția 1B, care se ocupă de numere de înmatriculare vechi până în anul 1927, când s-a triculat nouă formată. Știți că înainte erau 1, 21, 31, 41 tractoarele și 46 motociclete. Cred că le-am văzut acolo undeva, le-am fotografiat, le-am filmat. O să le arătăm la montaj. Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru timpul acordat. Înțeleg că acum o să mergeți într-o paradă prin oraș cu mașinile, nu? Parada necesită o organizare logistică foarte mare la aglomerația actuală. Pară să va desfășura puțin atipic. Adică o să ne încolăm în jur de 10 mașini fiecare spre destinație și o să mergem separat. Nu putem un convoi de 70 de mașini gestiona una după alta. Deci parada se va desfășura pe etape și... Înseamnă să blocăm circulația în Suceava la o oră de vârf. Deci noi am vrut să fie ceva frumos, nu să supărăm pe nimeni. Cine nu iubește, o să ne lase în trafic să fim grupați. Da. Și cu ocazia asta vă adresez invitația de a merge împreună în MG, dacă s-a sutesc cu mașina. Mulțumesc mult de invitație. O să încerc cu alt prilej să povestim mai mult în particular despre fiecare mașină prezentă aici. O să încep cu domnul președinte, că are două bătrâne doamne veritabile, acel Plymouth despre care vă povesteam, care a fost prezent anul trecut, și acest Jaguar. O să povestim și cu domnul cu trabanturile. Avem multe, multe de povestit. Atunci, începeți cu domnul președinte și mergeți cu trabantul Sodusanu. Ce vreau să vă mai spun? Vă rog.
Vă invităm la Fălticeni, de așa, la 7-a ediție de Roți Legendari, un eveniment la care îi țin foarte mult. Și în premieră pe Suceava mai avem un eveniment nou, Plimbare printre culorile toamnei, o inițiativă a unui drag coleg de-a nostru și prieten bun. Este la a doua ediție, l-am reușit și l-am pus în calendarul național. Vă invităm să participați alături de noi. Mulțumim mult de invitație, mulțumim pentru acest eveniment deosebit, care, iată, și anul acesta se desfășoară în cele mai bune condiții, cu vreme bună, cu mașini din ce în ce mai multe și cu oameni interesați de aceste bijuterii. Mulțumim, domnilor, mult succes la următoarele expoziții! Parada primăverii de aici, de la Suceava, de la Julius Mall. Am văzut niște exponate absolut extraordinare și mi-am dat seama cam de pe unde a început industria auto, cam de unde s-au inspirat constructorii actuali în desenarea mașinilor lor. Pentru că până la urmă industria auto, ca și cărțile, se reinventează. Gabi, Marian, sunt până la următoarea întâlnire. Vă doresc tuturor numai bine, să fiți sănătoși, să aveți ochii la drum și să vă bucurați de mașinile pe care le conduceți sau de gadgeturile pe care le folosiți. Ciao, ciao!